Salutare, fraților! Eu sunt Pană și sunt fotograf și videograf profesionist. Astăzi, partenerii noștri de la Samsung îi pun la încercare pe Alexa și pe TDR într-un super challenge. Cine face cel mai bombă poze având la îndemână un Samsung Galaxy S21? Pregătiți de challenge? Da. 100% pregătiți. Scoateți telefoanele. Eu ce telefon am? S21 da. Plus. La fel așa și eu. Mai când am pe negru. Perfect, de șansele... Da, șansele sunt egale. Practic. Perfect egale. Trebuie să ne lăsăm doar imaginația să zburde, să vedem cine e mai inspirat. Și mai creativ. Sunt sigur că o să găsim challenge-ul ăsta. Sunt băiat, știu cum să fac poze la fete, așa că nu cred că am nicio dificultate în challenge-ul ăsta. It's a șansă, easy win pentru mine. Atent, am o idee. Hai să stai aici pe bancă. Am nevoie să-ți dai hanoracul jos ca să fii în culori din astea mai deschise. Cum stai tu normal pe bancă în parc? Okay, refuz să cred că tu stai așa pe bancă în parc, dar în fine. Aș vrea să ai o față așa de un fel de băiat rău așa, un pic așa. Băiat rău. Într-o poziție asta mai băiețească așa un pic. Okay, asta nu, asta nu-i poziție băiețească, mă rog. Vreau să-i la pământ din fața ta să fie așa un semi-profil drăguț. Da, așa te vreau. Așa te vreau. A, uite, îmi place și asta e. Așa, e perfect așa, e perfect așa, îmi place. Stai două secunde. Nu, mai în jos capă bărbia. Așa, da, ia stai așa. Da. Așa să ai o dată, un vibe ăsta de fericit, așa. E weekend, ești liber. Îmi place, da. Ce urmează mai degar, gen, stai așa. Da. Nu, invers. Ia să vedem. Da. E ce trebuie. Gata, eu sunt ready cu pozele astea. Cred că momentan asta este tot. Dacă mai am vreo idee, o să te mai... Sigur. Te mai contactez pe parcurs. Okay. Mulțumim, Rob, modelul nostru, oricând... oricând aici la datorie. Sper să câștigi acest concurs. Hai, Alexa! Chiar cred că ai multe șanse să o bați pe Alexa. Da? Da. Felicitări pentru prima probă. Mulțumim. Abia aștept să văd pozele. Ca și obiect, m-am gândit să folosim această sticlă de apă. O folosiți pe rând, care vrea să înceapă primul. Puteți să intrați la creație liniștiți. Mult succes. Vreau ceva așa cu picături, cu dalea, mă gândesc eu. O să încerc să fotografiez stropii în cădere din sticlă. Știu că e destul de greu, dar pe Samsung avem un mod care se numește Pro. Și care ne ajută să fixăm centrul de interes și să fie un fel de portret, adică să se vadă exact stropii de apă cum trebuie. Sper să iasă. Ideea mea este să agit un pic sticla și să iasă apă așa din sticlă. Țină așa și varsă din ea. Ia să vedem. Oho! Genial! Băi, chiar arată foarte mișto, se văd super bine picăturile de apă. Cred că Alexa ai pierdut din prima. Fraților, am ajuns și la mine acasă, suntem la mine în studio. Ne apucăm să facem pozele de studio. Am ales și un obiect, unul din telefoanele voastre. Cred că tu o să faci poze la telefonul Alexei și invers. După care avem modelul nou în spatele camerei, care o să fie fotografiată din toate unghiurile posibile și imposibile. Te rog frumos, nu pleca. Ce să mai? Eu zic să ne apucăm. Aveți la dispoziție toate luminile pe care eu le am. Intrați la creație, puneți-le cum vreți. Colorate, necolorate, fundalurile sunt în spate dacă vreți. Negru, alb, portocaliu, verde sau roz. Putem ține în drum, nu? Da. Hai să-l dăm. Mult succes! Vreau să fac o fundală negru pentru că mi se pare cel mai ok pe contrast și am văzut că spatele ăsta Alex al tău are și un pic reflexie, un pic colorat așa spre albastru, ceea ce mi se pare tare rău tot. Ne băgăm pe modul pro. Avem aici o lumină albastră care o să vină pe fundal. Aș vrea cumva să-l țin, dar să nu se vadă prea mult mâna mea, să fie mai mult focus pe telefon. Cred că ceva de genul ăsta. Gata, îi zic că ce trebuie. Trecem la ultima probă din studio. Îl invităm pe modelul nostru, pe care l-am folosit și în parc. Apoi aștept. Și o să încep eu prima dată să-ți fac, Rob, fotografiile și sperăm că iasă ceva tare. Oricum, cred că să, din nou, băi, să zic că o să câștig challenge-ul ăsta, Alex, îmi pare că n-ai nicio șansă. Ok. O să vreau să stai, dar e cam pe tine așa, nu-mi place. Îmi doresc să-ți fac o poză stând pe mine. Cu un picior mai în față. O să exemplific eu. Vreau să stai așa și să stai cu hanoracul gen așa să-l ții. Să ai o poziție asta, să ții așa hanoracul, dar gen nu mai de jos un pic. Deci o să vreau ceva de genul așa. Iar eu o să-ți fac o poză mai de jos cu o lumină care să-ți vadă ție din profil. Cred că o să folosești și niște lumini din astea pe care le-a folosit și Alexa. Foarte bun pe balans. Piciorul drept poți să-l ții? Întins?
Nu știu, veni? N-am mai încercat. Nu, piciorul drept ăla, piciorul ăla pe care l-aveai să-l ții drept. Okay. Sunt foarte bună, a dat indicații. Așa? Drept, gen așa. Dacă se poate, adică să-mi drept genunchiul. Așa? Da. Înțeles. Fără să te ții de jos. Poți? Da. Wow, îmi place. Cred că o să vreau să schimbăm fundal. Ok, deci am mai adăugat o lumină, așa că vreau să stai fix acolo unde ești. Poți să ai și altă privire, cum crezi tu? Poți să stai puțin mai serios. E parata bună asta, nu? E suficient. Sunt mulțumită de cum au ieșit pozele astea. Gata, am terminat. Vezi, bravo, rog, mulțumesc. Mai fie și mai tare fotograf. Niciodată, cred că o să râdă foarte tare în cupană când o să vadă toate fotografiile astea. Și cred că o să fie easy win pentru mine. Acum să vedem ce a făcut și tu de rău. Mersi, Rob. Oricând. Ești de treabă, te-ai pus în cap pentru noi aici. You got on it, put your homies out for ransom. I got on it, put my homies on the program. Girls to me and my DM tryna link up. I leave them on wreck and get a no jam. I'm a one to one, I could never be you. Low me tools, no, I can't be fool. Low me tools, no, I hate these dudes. Bun, suntem aici la dezvoltământul acestui challenge alături de Pană, care este fotograful nostru, mă rog, și videograful nostru. Și alături de mine, care eu sincer nu știu de ce este aici, dar aparent să dau note. Avem aici poza făcută de Alexa. De la 1 până la 10, da? Da. Zim cum să fiu, critic, adică... Da, critic, îți dai seama. Ca și o notă, ca să termin mai repede, i-aș da un 7 din 10. Merg cu nota 9. Poza nu de rău. Wow. Gândă-te, nu mai bine rămâne la pap și mobile. Pe poza asta îi dau nota 6. 5? Să fie de trecere. Da, 5. Bun, pentru că cu poza nu de rău, că suntem aici la îndemână. Poza cu telefon, Galaxy S21 Plus. Nu știu, cu focus, așa, nu prea focalizat unde trebuie. 7 prin indulgență. Și asta e o poză de trecere, pentru că, nu știu, mi se pare poza asta de un story, nu de o postare, adică e decentă. Se vede telefonul. Un 6. 6? Deci eu 7 și 6, văd că eu mai critic. Poza Alexei cu telefonul. Altceva. Sincer, asta e o poză care, sincer, eu dacă aș fi Samsung, nu mi-ar fi rușine să pun pe pagină. Nici mie. Editată puțin ar fi foarte ok. Sau pusă chiar, cum să zic, poză de prezentare produs pe site-urile care pun telefoane. Cred că o să mergem cu 9, pentru că, mă rog, din punct de vedere, nu a avut lumina în partea dreaptă. Asta e oricum super subiectiv, feedback-ul meu. Te las pe tine să analizezi. Eu nu sunt surprins. Nu am făcut poze cu telefonul. Nu sunt genul de om care să facă poze cu telefonul. Dar ce iese din camera de la S21 ăsta mi se pare super bine, adică e evoluția camerelor mi se pare genială față de telefoanele de când eram noi copii. Tot nota 9. Tot 9? Mamă, ne-am înțeles aici. E bine. Continuăm tot cu Alexa. Să vedem ce ne-a mai făcut. Wow, o poză cu robă în natură. Nu-mi place. 4. Eu aș da un 5. Un 5? Da. Foarte mai drăguț. Hai să ne și poza de rău din natură. E o poză care eu i-aș da un 7, liniștit. Băi, o să ne pun un om cu poza asta, are un blur la fundal foarte bun. Pentru TTR-ul, pentru ce a încercat el să facă aici, nota 8. TTR-ul nu prea face încadrarea. Nu știu, dacă aș face reclamă la apă, nu cred că asta e poza cu care aș ieși. Da, ar trebui mai diferită, mai... uitându-mă, gândindu-mă de fapt și la poza... Dacă dau acum aia. Alexei, da? Acum că mă uit și la poza Alexei, mi se pare foarte interesant că a găsit o altă perspectivă. A profitat de faptul că telefonul e rezistent la apă și a turnat apă pe el. Iar picăturile astea le-a prins super interesant. Mă, mie îmi place foarte mult perspectiva, apreciez foarte mult creativitatea ei. Puțin editat ar arăta super bine, îți garantez treaba asta. Din punctul meu de vedere, e cea mai bună poză pe care Alex a făcut-o la challenge-ul ăsta și eu îi dau nou, de 5. Asta ți se pare cea mai bună? Da. Mi-am făcut asta cu Rob, prima din studio, a fost extraordinar. Eu o să plec, să ne spui ce mi-a dat, dar nici lui Jackson, nu, nici nu te dreau, nici lui Alexa. Îți dai seama că nu le spun? O să fac o chestie ca la meciurile de box. Iau pe amândoi de mână și ridică câștigătorul. Bun, hai să vedem și reacția lor. Gata, băieți, ne aflăm la finalul challenge-ului. Ei bine, eu am jurizat deja pozele cu Ang. Ne-am uitat peste ele, au fost unele care m-au impresionat, plăcut, ținând cont de experiența voastră. Vreau să fac o chestie din asta, gen ca la box, mi se pare foarte fun. O să vă iau acum de mâini. Simt așa conexiunea, simt tensiunea.
Sunteți pregătiți să aflați câștigătorul? Câștigătorul este... Toto! Câștigătorul! Felicitări! Easy poze, easy, mulțumim, Pană! Mulțumim! Să știi că am fost la președințe foto cu tine, Pană, cât am învățat și eu câteva. Adică am învățat de la se tine. Vede, se vede. Pentru am tine serios. E prima oară că e aici. Mai încerc. Nu. Nu m-ai văzut intrând la creație. Da, da, deci, da, chiar da. Alexa a mai trecut pe aici de câteva ori și chiar nu mă așteptam. S-a cam terminat. Vă mulțumim frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de subscribe, să vă lăsați părerea voastră despre poze în secțiunea de comentarii. Alexa, TDR-ul, eu am fost Pană și ce să mai. Ne vedem data viitoare. Mulțumim. Cred.